Bună ziua, dragii mei, sunt tarotela cu etalarea pentru Scorpion, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Scorpion, etalare pentru octombrie 2019. Încep în a vă aduce aminte că etalările, chiar dacă ar fi teoretic pentru octombrie, nu se termină musai timpul la sfârșitul lunii. Pot unele să se manifeste chiar și în lunile următoare, în noiembrie, decembrie, cine știe, poate chiar și în ianuarie. Noi, într-o anumită perioadă, preluăm mesajul și îl transmitem. Efectul, ca și la pastile până la urmă, da? Durează în timp. Și dacă vreți să intrați într-un proces de transformare ca și un tratament, durează timp și trebuie să repetați anumite lucruri și acum ajunge la ce mai trebuie să faceți pentru această transformare a vieții voastre. Sau materializarea dorințelor. Să folosiți luna nouă. A fost luna nouă, dar încă suntem în vibrație, așa că încă puteți ieși afară frumos să vorbiți cu lunica. Să priviți cerul, să contemplați stelele, să simțiți atmosfera și să vă spuneți dorințele. Cu forță, cu pasiune și cu încredere că le veți avea. Că dacă nu aveți încredere, degeaba nu spuneți. Sau degeaba le spuneți, mai bine zis. Mai bine nu le spuneți. În fine, uneori mai greșesc, nu uitați că sunt și obosită și am și o problemă ale mele. Dacă apare câte o greșeală, nu săriți pe mine, voi sau ceilalți. Încercați să vă concentrați pe mesajul pe care mă strădui să vi-l aduc. Deci, ce înseamnă să deveniți manifestor, să folosiți printre multe altele unul dintre cele mai simple instrumente de manifestare și anume acordarea la ciclu lunar. Și luna nouă este pentru intenții, luna plină pentru eliberări. Deci în această perioadă, după ce ieșiți, după ce vă spuneți dorințele, ca să vă ajutați să să chemați Universul în a vă susține, frumos ar fi să vă faceți timp, printre toate câte face toată lumea, da? Să le și scrieți. E un act minunat, miraculos, magic, scrierea. Și așteptați, dați-vă timp. Dați-vă timp pentru că nimic nu se întâmplă într-o clipă. Și dacă se întâmplă ceva într-o clipă, înseamnă că v-ați făcut lucrarea mult timp în urmă. Nu uitați. O să încep etalarea. Am vrut să vă arăt înainte de a începe etalarea două cărți. Magicianul, apropo de ce am zis, manifestor. Îmi place foarte mult să-l văd ca pe un manifestor magicianul. Bine, există și varianta negativă, iluzionistul sau păcăliciul, da? Dar magicianul are toate instrumentele. Și fiind început de ciclu lunar, prima, a doua zi, da, prima zi de după lună nouă, s-ar putea unii dintre voi să primiți o cupă. Evident, dacă vreți să fie cu vin, să fie cu vin. Și să vă simțiți bine. Să lăsați complexele, grijile, gândurile negative pe care majoritatea scorpionilor, planete, orice ați avea acolo, le acumulăm, că și eu am ceva în scorpion și știu. Deci, că o fi vin, că e perioada în care se face vinul, mustul, și mai fain. Vă bucurați și de o parte mai dulceagă a materiei care ne înconjoară, a naturii. Dar astfel de cupă, evident, înseamnă mai mult. Înseamnă vindecare pentru cei care ați avut probleme. Înseamnă o nouă dragoste. Frumos ar fi să fie și dragoste față de voi, pentru că sunt mulți scorpioni, chiar dacă sunt ei văzuți așa de temut, intimidanți, care au complexe. Posibil pentru foarte puțin, evident că nu toată lumea poate să rezoneze cu toate mesajele, cât aș încerca eu să vă dau variante. Posibil să există o ofertă de dragoste din partea unui geamăn, pe Mercur, a unei fecioare, da, care tot încearcă să vă ofere ceva. Acum, că vreți să primiți, e alegerea voastră. Dar se pare că arată bine oferta. Se pare că persoana are mai multe decât atât să vă ofere, da? Magicianul are
toate instrumentele de manifestare a unei relații. Și atunci, dacă începe cu o cupă, un pahar de suc, de vin, cum am zis mai devreme, o invitație undeva, niște emoții pe care ar trebui să fie suficient de îndemânatic magicianul să vă ofere niște emoții suficient de intense ca să le primiți, evident, că nu puteți cu jumătăți de măsură. Și unde vreau să ajung, că trec dintr-una într-alta, că asta sunt, asta îmi vin idei, se suprapun, e tot un atelier de creație în momentul în care citesc cărțile. Vreau să spun că acest magician, cu fiel zodiile pe care le-am spus, poate să fie orice altă zodie, și berbei, că am văzut la un moment dat și un rege de foc, da, de bâte, poate să fie chiar și un taur, și balanță. Nu contează atât de mult semnul, decât dacă rezonează, să zic, nu știu, cu voi. Contează că această persoană care vrea să vă ofere cupa are mai multe, asta vreau să zic, și m-am tot învârtit. Are și spade, are să vă spună, să vă povestească multe, să împărtășească din experiență. Are și monede, adică v-ar putea scoate și în oraș, v-ar putea trata așa cum unii dintre voi așteptați, meritați, da? Are și băte, are și pasiune, are multe. Depinde de voi dacă vreți să primiți. Aveți aici un rege de băte care este foarte... Am zis, nu contează semnul. Pentru unii poate să rezoneze, pentru alții nu. E o persoană pasională, matură, 45 și ceva, peste 45 de ani. Puteți să fiți chiar voi, care este epuizat într-o relație, într-o căsnicie, la locul de muncă și este chemat să-și facă ordine în aceste responsabilități. Că el, da, își asumă tot ce face, dar trebuie să facă ordine. Eventual, ce înseamnă asta? Să renunțe, da? Așa cum scoatem praful, din casă renunță la anumite responsabilități care nu i-aș duc niciun câștig. Există și o mare preoteasă, puteți fi voi, poate fi alt semn de apă, dar este o chestiune secretă. Există un mister. În preajma voastră sau în preajma lor. Pe care trebuie să-l țineți în control. V-am zis, în ultima vreme m-am cam săturat să dau zodii, pentru că unii au de-a face cu gemeni, alții au de-a face cu berbeci, alții cu capricorni, n-am cum să rezonez cu toți, dar energia în principiu este mult mai generală. Și atunci împăratul, v-am spus și cu alte ocazii, îmi place să-l citesc ca pe o chemare la control. Tocmai pentru că o persoană este epuizată. Împăratul nu este obligatoriu să fie taur sau berbec. O să mai amestec un pic cărțile. Acestea au fost scurte mesaje pentru unii dintre voi. Da, vine cineva, un cavaler de băte cu pasiune și vrea să vă ofere această dragoste. Ia uite, interesant cum am deschis tocmai la nebun. Cineva vrea să o ia de la zero, eventual să manifeste cu dumneavoastră ceva. O să mai amestec și o să începe talarea în curând. Spuneam de împărat. Împăratul nu e obligatoriu să fie semnul berbecului sau taurului. Nu. Pentru că nu toți berbecii și nu toți taurii sunt împărați. Pentru că împăratul este o persoană peste 50, chiar 60 de ani, în general. Sau dacă nu, dacă e mai tânăr, are maturitatea acestei vârste. A strâns experiență, măcar profesională, măcar familială. Din acest motiv este împărat. N-ai cum să fii împărat la 18 ani. Chiar nici la 30. Poate de-abia unii ajung la statutul de cavaler. Unii n-ajung nici măcar valeți toată viața. Depinde de ei cât de responsabili sunt. Și asta contează cum își manifestă planetele din harta natală. Hai să vedem. Scorpion, soare, lună, venus, ascendent în Scorpion. Octombrie 2019. Ia să vă și arăt. Să tai în fața voastră. Să nu credeți că e ceva.
Soare, Luna, Venus, ascendent în Scorpion, octombrie 2019. Vedem ce aveți. Am spus, fac cruce celtică. Așa, ia uite. Semn de foc. Puteți fi voi. Sau aveți în suflet, vă gândiți totuși la un semn de foc. Acum cum vă gândiți, depinde. Pentru că pentru unii există o supărare și sunteți chemați să fiți un pic mai, să aveți compasiune, eventual pentru cineva care v-a supărat. Deci, 7 de bâte. Puteți fi voi. Pentru că este central. Simțiți nevoia să vă luptați, să vă apărați, că scorpionii în general sunt foarte temător ca cineva să ajungă la profunzimea sufletului său, lor. Sunt foarte îngrijorați ca cei din jur să nu le afle slăbiciunile. Și din acest motiv, uneori atacă înainte de a fi atacat, tocmai ca să țină persoana la distanță. Și de multe ori se întâmplă să atace chiar și oamenii care vin cu o cupă de dragoste, cu intenții bune, din experiența anterioară, voi trecând prin mai mult, aveți tendința să atacați. V-am spus, nu știu dacă ați observat, nu citesc totuși la modul clasic cărțile, probabil că dacă am ceva de spus pentru cineva, trebuie să ajungă acolo, chiar dacă sunt doar câțiva, da? Nu fac griji pentru vizualizări sau pentru câte like-uri primesc. Spun ce simt. Și simt că unii dintre voi aveți tendința să atacați, să luptați pentru ceva. Acum vom vedea cum se așează cărțile. Dar sunteți pe poziția de luptă. Lupta care vă apără de ceva. Vă susține poziția, poate la locul de muncă. Posibil, vă apărați niște victorii. Dar să se ferească cel cu care se luptă un scorpion. Dacă e altcineva care vă atacă, la fel. Riscă cam mult. Nu știu de ce îmi vin lucrurile astea să vi le spun, dar repet, probabil că o fi pentru cineva. Nu îmi spune să vorbesc tare, că e totuși târziu și se aude. Ai, ai, ai. Ce vă provoacă? Păi normal. Asul de bâte. Am văzut magicianul, am văzut asul de cupe, vine și asul de bâte. Depinde ce vreți. Emoții, pasiune, voi le-ați vrea pe toate și e normal. Provocarea este asul de bâte. Să începeți o relație nouă, un proiect la locul de muncă specific, pentru că nu toată lumea intră pe relații. Nu puteți începe toți relația. Ar fi absurd să credem așa ceva, da? Voi începeți un proiect la locul de muncă, ați o relație, alții chiar aveți, poate să însemne și o aventură chestia asta. Sau pur și simplu începeți o etapă, că mai e un pic, mai e o lună până la ziua voastră și vă pregătiți, vă luptați, vă antrenați. Să începeți o etapă mai pasională, mai, în ce sens, mai creativă, mai îndrăzneață pentru cei care poate au stat în anumite energii. Sunt și scorpion foarte pasiv, din păcate. Pentru că totuși e un semn fix. Este posibilitatea ca cine vă oferă acest as de cupe sau de, l-am văzut mai devreme, sau as de bâte, să primească un răspuns destul de ciudat din partea voastră. Deci aceasta să fie oferta din exterior și voi să, în loc să mulțumiți, să îi certați. Dar de ce? Cine sunt eu să primesc sau cum te-ai putut gândi că aș putea să primesc această ofertă? Bine, eu acum poate ar fi trebuit să așez mai întâi cărțile și apoi să vă povestesc. Dar sunt mici mesaje pentru unii dintre voi.
care pot face dintr-o citire generală, pot adăuga niște chestii personale, în fine. Vedem cum se așează, cum îi primiți. Vă provoacă. Evident, sunt două cărți de foc, probabil că unii aveți de-a face cu un semn de foc. Sau cu planete acolo. Poate să fie și fecioară și să aibă planete în leu, da? Evident. Sau să fie taur cu planete în berbec. Și atunci poate să rezoneze mai mult cu semnul de foc. Haideți să vedem cum se așează cărțile. În trecutul îndepărtat, nebunul, de care chiar am vorbit mai devreme. Trecutul îndepărtat, ați luat-o de la zero. Acum vedem cum se vor așeza și ce ați reușit să manifestați. Ați riscat într-o direcție. Ați riscat. Că asta e cartea riscurilor. Ați fost nebuni. Din dragoste, din interes, iar în stări. Da, probabil că cineva a reușit să vă pună în postura asta de a risca. Scorpionii mai rar riscă. Dar ați avut niște motive, ați avut o credință, vedem? Vedem, vedem. Deci acesta este trecutul îndepărtat. Undeva, măcar acum câteva luni s-a întâmplat acest moment de zero într-o direcție. Repet, poate fi sentimental, poate fi familial, poate fi profesional. Depinde de la om la om, că nu toți scorpionii au același ascendent, nu toți scorpionii au același Marte, nu toți scorpionii au același Venus, e clar. Nu mai zic de generații care sunt marcate de un anumit Pluto, de un anumit Neptun. Evident că nu toți ne putem manifesta la fel, ar fi absurd. Dar e bine să vă ascultați mai mulți tarotiști, să vedeți, de la unul luați un mesaj, de la altul alt mesaj și vă faceți idee. Bine, mesajul trebuie să rezoneze cu... să simțiți că rezonați cu... Deci în trecut ați riscat, da? Trecutul apropiat. Wow! Au vrut să apară. Trecutul apropiat. Magician. Repet, să vă zic și zodiile, da? Poate să fie berbec sau cuspida pești berbec sau să aibă ascendent acolo, nu neapărat, da? Și să se manifeste. Așa. Poate să fie vărsător, unii zic că este uranian, că e mai zbuciumat. Aici, gemeni, fecioară, iar berbec, prima zodie, capricorn. Ce zodii vreți voi? Cineva vrea să manifeste ceva cu voi sau voi. V-ați hotărât să o luați de la zero și să începeți poate o afacere. De ce nu? Pentru că băta este foarte creativă. Poate o relație de dragoste, că vă place să vă gândesc mai mult la așa ceva. Vedem. Cărți interesante. O să vă arăt un pic mai târziu cum s-au așezat. 0, 1, as, mamă. Deci două arcane majore. Importante, mai ales magiciană. De curând ați început să manifesta ceva. Dacă e fecioară, poate la lună plină, lună nouă în fecioară, să fi se mișcat ceva. Viitorul îndepărtat. Wow. Iar au vrut să apară. Și vi le-am arătat, da? Nu degeaba, au vrut să apară a doua oară. Interesant. Regele de băte. Repet, unii aveți a face cu un semn de foc. Dar să revin mai întâi la viitorul apropiat. Le-am amestecat în fața voastră, da? Deocamdată sunteți epuizați într-o relație sau într-un job. Ăsta este viitorul apropiat. Poate că, pentru că asta înseamnă un ciclu, 10 înseamnă cel puțin 10 ani sau 10 luni într-un job care vă deprimă, vă epuizează. Dar normal înseamnă niște ani, este un ciclu. La 10 și încheiere de ciclu. Sunteți chemați să renunțați.
Pentru că dacă nu renunțați la așa ceva, nu veți fi în stare să vă luptați și să luați acest as de bâte. Nu veți fi în stare să manifestați pentru că nu veți mai avea energie. Asta este o persoană epuizată de prea multe responsabilități. Probabil că acest zero, acest nebun, este doar un gând sau poate în paralel, pentru unii dintre voi, ați riscat undeva pe lângă o relație de serviciu sau pe lângă familie, ați încercat să riscați ceva și să manifestați într-o nouă direcție cu altcineva în paralel, e posibil și așa, unii dintre voi. Acum, pentru că nu toată lumea a făcut așa, acesta este viitorul apropiat. Încheiați un ciclu, poate ciclu lunar. Folosiți luna plină, să nu greșesc, din octombrie, mai ales că e pe casa voastră a 12-a, da? Și pregătiți-vă pentru acest început, când vine ziua voastră, ca să puteți manifesta, poate este doar un gând, chiar dacă e trecutul apropiat. Poate de curând vă gândiți cum să manifestați, nu doar cum să riscați, într-o nouă direcție. Și interesant că regele de bâte, printre multe altele, înseamnă și un întreprinzător, o persoană care are propria sa afacere. Pentru unii poate să fie nevoia, dorința de a nu mai fi angajat într-o situație, într-un job, și nevoia de a iniția și de a lupta, de a manifesta, de a risca într-o nouă afacere în care voi să fiți șeful vostru, posibil. Pentru alții, că sunt mai multe variante, dacă n-a rezonat asta cu voi, poate următoarea. Dacă renunțați la aceste responsabilități, este posibil să primiți un ajutor într-o formă, știu că sună ciudat că vorbesc, dar așa simt, un ajutor de la un șef. Este pe casa a 10-a, este pe viitor îndepărtat, într-adevăr, dar dacă văd crucea ca și un hart astrologic, ar putea să fie pe mijlocul cerului, da? Și atunci ar putea să fie un șef care v-ar susține într-o direcție. Oricum e o persoană autoritară, poate să fie și femeie. Se reprezinte tot așa, vârsta 45 peste 45 de ani, într-o poziție de autoritate și să vă susțină. Și să vă ofere această relație ca să vă ajute să ieșiți din relația aceasta posibil toxică. Oricum, nu vă ajută prea mult situația asta. Din acest motiv aveți central în inimă luptă, luptă, vă luptați amândouă. Însă, v-am zis, cum am spus și la început, dacă cineva vă oferă ceva, gândiți un pic bine înainte să refuzați sau să vă ambalați, că nu se poate, gândiți un pic. Sunteți semn fix? Uneori și scorpionii au tendința să se sacrifice mai mult decât e cazul. Repet, magicienul poate să fie geamă, fecioară. Ia uitați cum e. Vedeți? Ați văzut, da? Sfatul pe care l-am și văzut mai devreme, dar n-am zis prea multe, că zic, eu știu. Dacă apare, zic.
Sau vi l-am arătat? Nu mai știu. Împăratul. Parcă vi l-am arătat. Preluați controlul. Trebuie să preluați controlul. Asta este sfatul. Da? Că aș putea să zic că e o persoană, dar dacă e o persoană, sunteți chemați să vă duceți, să vă sfătuiți cu această persoană. Poate să fie exact aceeași persoană care vrea să vă ajute să vă ofere acest as de bâte. Posibil să fie. Regii, în general, sunt aproape de împărați, depinde de ei câți pași mai fac până la această poziție. Deci poate să fie aceeași persoană, poate să fie un părinte, un tată, chiar și o mamă, dar care controlează situația bine. E un om foarte înțelept, foarte adunat, care își controlează emoțiile, afacerile, banii, resursele. Nu se implică emoțional în anumite lucruri prea mult, pentru că știe că se îndepărtează de direcția sa. Și știe când să renunțe. Știe cum să-și facă ordine în responsabilități. Adică, nu le face nici regii, nici împărații. Nu fac ei toate lucrurile. Ei dau ordine. Ei știu să selecteze ce păstrează din aceste responsabilități și dacă într-adevăr trebuie făcute, își caută ajutoare pentru a le materializa, înțelegeți, da? Probabil că trebuie, dacă nu sunteți voi capabili să ajungeți la această postură din cauza luptei și a stresului, sunteți chemați să vă sfătuiți cu cineva. Exterior, wow, regina de spade, semn de aer, că am vorbit și la magician, gemeni, balanță, vărsător, poate să fie un avocat, cineva care lucrează în domeniul dreptului sau, eu știu, chestii care țin de chestiuni legale. Poate să fie o femeie divorțată, femeie sau bărbat, o persoană divorțată cu care aveți de-a face. Doi, împărat, rege, regină. Da. De ce vă este frică? De regrete. Probabil că ați riscat la un moment dat cu acest nebun și acum sunteți pe aproape să regretați ceva. Riscul? Poate riscul? Sunteți pe cale să regretați? Sau responsabilitățile acestea care încă nu v-au permis să dezvoltați ce ați fi vrut să manifestați. Înțelegeți ce zic? Sper să înțelegeți. Da? Vă este teamă de aceste regrete, de un trio? Asta, în general, este cartea Scorpionului, care stă prea mult în regrete și în energii negative. Aveți tendința asta. Poate că regina de spade vă ajută, e forță exterioară, vă ajută să fiți mai mental un pic, să mai renunțați și la responsabilități și la emoțiile negative. Posibil. Poate ambele persoane vă ajută, fiecare în felul lui. Fiecare în felul ei. Ce vă doriți? Turnul. Schimbare. E normal. E normal, era de așteptat.
Chiar mă gândeam de ce nu vine turnul. Vă doriți o ruptură? Bănuiesc că vă doriți în direcția asta, să rupeți această legătură epuizantă sau să vă dați demisia de la jobul ăsta nesuferit sau să vă despărțiți eventual, că avem o regină de spade care v-ar putea inspira în direcția asta, să vă despărțiți de cineva cu care a stat și nu ați crescut. A pus totul în cărca voastră. E o mare diferență, fiți atenți, între este viitorul apropiat și acesta este viitorul îndepărtat. Este o mare diferență între 10 de băte și regele de băte. Ați spune că e tot semn de foc. Însă, acesta este subaltern, acesta este șef. Fiți șefi. Unii dintre voi. Sau aliați-vă. Aliați-vă dacă este șeful sau cineva deasupra voastră care vă oferă acest as de bâte. Aliați-vă cu cine trebuie. Nu cu cei care vă țin în această postură. Nu știu pentru cine vorbesc acum, dar probabil că vorbesc măcar pentru o persoană. E suficient. Înseamnă că se motivează prezența mea aici. Niciodată nu știu pentru cine vorbesc. Evident că nu mi-am propus să vorbesc pentru toți. Uranus, iar, este și semnul Scorpionului, varianta impulsivă în care, gata, dărâmă tot. Varianta în care începe să se lupte, să lase bâtele, să lase grijile, responsabilitățile și iar în stări, să se lupte. Varianta în care se luptă și începe să înțepe. Atât de mult încât termină o relație, o situație, devine otrăvitor. Oricum, turnul înseamnă un moment brusc de trezire în care ziceți gata, nu mai, m-am săturat. Dărâm tot, sparg tot, eventual aveți o criză de nervi, unii dintre voi care nu vă controlați, de-aia aveți sfatul să vă controlați. Posibil, da? Dacă stați prea mult în starea asta, s-ar putea să ajungeți la un moment dat și la o criză de nervi. Și aveți doi oameni care vă îndeamnă la cal. Dacă nu sunt oameni, sunt energii, dar asta este exterior și e clar că e o persoană care vă îndeamnă să vă țineți mintea clară și să acționați logic. Turnul. Am vorbit de reconstrucție, da? Mai devreme? Probabil că unii trebuie să vă reconstruiți viața. Toată lumea trebuie. E interesant cum apar cărțile și se transmit acest mesaj sub o formă sau alta tuturor, pentru că ne apropiem de 2020. Dacă vi se par anumite citiri că seamănă una cu alta, asta e. Intrăm pe o anumită vibrație și trebuie să ne pregătim. Trebuie să vă reconstruiți viața. Posibil să fie și o aventură pentru unii dintre voi. Sunt cel puțin două semne falice aici. Și amândouă reprezintă aventura. Mai avem și un om care riscă sau și-a dorit măcar de mai mult timp să riște. Mai avem și un manifestor magician, ceva. Acum nu mai zic zodia, că am zis-o la început. Puteți să vedeți cu cine rezonați. Vreți ceva nou? V-ați plictisit? Săturat de niște chestii, să vă tot luptați, să întrețineți pe unii și pe alții. Aia, astăzi, dar nu mai zic, încerc să mă abțin, că dacă aș spune de câte ori mă trec fiorii, v-aș plictisi mai mult decât probabil o fac. Totuși, acum în octombrie, unii, dacă faceți structura, manifestați această eliberare de responsabilități, vă veți simți o perioadă așa mai singuri, mai izolați,
Dar ce e frumos la această carte este că există totuși două personaje. Dacă lăsați în urmă această căsnicie, relație, job, ce ar putea să fie proiect care v-a epuizat, v-a consumat, v-a ars bateriile. Chiar dacă ieșiți din situație afectați fizic, psihic, da? Orb sau șchiopi, da? Că așa e un orb și un șchiop. Unul se ajută pe celălalt. Chiar dacă ieșiți ciufuliți din situația prin care treceți, nu uitați că vi se oferă o bătă, da? Interesant că este de fapt, cineva cu două bâte aici. E prima oară în viața mea când văd acest lucru. Probabil că totuși vi se oferă o relație. Cineva vrea să vă ajute. Posibil să fie semn de pământ sau să aibă planete specifică. Nu trebuie musai să fie semn cu soare, da? În semn de pământ să aibă planete acolo, dar dacă nu știți harta, nu aveți cum să știți. Sau se manifestă mai pământean. Chiar s-ar putea să-i fie miluță de voi. Pentru că, și spun asta pentru că aveți compasiune, sunteți chemați să aveți compasiune și, în primul rând, cred că uneori, față de voi, o să vorbesc despre mesajul ăsta, să aveți compasiune față de voi, pentru că există o doză de masochism, de sadism, da, masochism asta înseamnă, da, a scorpionului, care se sacrifică în direcție și știu că am cunoscut, am persoane cu planete și chiar soare în scorpion. În jur, da? Au tendința să se sacrifice mai mult decât este cazul. Dacă vă hotărâți să manifestați ceva fain, cineva este aici să vă ajute și cred că sunt cel puțin. Pentru Doamne să fie un domn foarte puternic, într-o postură destul de bună, la locul de muncă, acum, regina de spade poate să fie oricine, ori avocatul, avocata cu care discutați divorțul sau separarea, măcar, chiar dacă nu intrați în divorț legal, măcar separarea practică, așa, oricineva care, v-am zis, repet, vă dă sfaturi înțelepte, vă cheamă la discuție. Hai să discutăm. Uite, am ceva să spun. Cum să faci? Pentru că asta e. Scorpionii au tendința să fie emoționali când ai semn de apă. Deci, arată 5 de bâte, de monede. Bâte, probabil că aveți și conflicte interioare, poate și cu vecinii, poate vă e teamă că sunteți bârfiți, da? În fine, trec peste asta. Chiar dacă o să vă fie un pic greu, să știți că aveți pe cineva care vrea să vă ajute. Am zis, e prima oară când văd aceste cârje ca niște băte. Știu că sună ciudat, dar probabil că este pentru cineva acest mesaj. Și dacă cineva vrea să învețe și din genul ăsta de interpretare, să învețe. Dacă nu, nu. E treaba voastră. Eu vă transmit ce am de transmis. Iar văd ceva. Și îmi place când văd un pic mai altfel lucrurile, da? Am spus? Două bâte. Dacă vă este greu să avansați într-o nouă direcție și să manifestați ceva nou, cineva vine și vă susține. Că atunci când vrei să înoți și te ține la suprafață până începi să dai din mânuțe. Repet, posibil să fie două persoane diferite. Acum, ce înseamnă aceste persoane? Da? Nu știu de ce asociez regele de bâte cu împăratul. Nu știu de ce. Eventual magicianul pentru unii, nu pentru toată lumea. Cu regina de spade sau, dacă e fecioară, poate să fie și persoana de aici. Fiind tetelare colectivă, adică nu vă pot fixa pe o singură direcție. Oricum, 5 de monede vă cheamă la ce? La transformare, la schimbare. Am zis 5 de bâte, care înseamnă conflict, dar de fapt sunt 5 de monede. 5 înseamnă schimbare. E un număr destul de conflictual și creativ. Fiți creativi, da? Mulțumesc.
Fiți creativi în această transformare, în această ruptură și reconstruire a voastră, a vieții voastre, a ce vreți voi, reconstruire, creativi. Sunt multe mesaje. Depinde de voi cât vreți să le ascultați și să le puneți în practică. Da, pentru că sunteți confuzi. Unii dintre voi, asta este Venus în Scorpion. Sunteți un pic confuzi. Aveți opțiuni și interesant, dacă vi se pare că aveți opțiuni, aveți multiple posibilități să o luați de la zero, să manifestați, să faceți acest proiect creativ, să vă transformați viața, aveți multiple variante. Și e frumos. Chiar dacă ar părea ciudat, e frumos. Eventual, dintre toate câte sunt în jurul vostru, pe care le vedeți sau nu le vedeți, ca să treceți la 6 de monede, de la 5 la 6 de monede, o relație echilibrată, ca asta înseamnă, primiți ajutorul care vine, v-am arătat mai devreme cine ar încerca să vă ajute, și dintre toate cupele, alegeți credința, da? Avem aici o catedrală, alegeți credința, aveți credință, pentru că dacă nu aveți credință, nu faceți nimic. Regina de cupe. Aveți credința că veți primi dragostea pe care o meritați. Puteți fi voi aici. Puteți fi voi. Să vă ridicați deasupra unor situații neplăcute. Da, conflicte, cum am zis mai devreme, a apărut. Interesant. Temperanță. Da? Am zis că cineva vă îndeamnă să vă temperați, să vă controlați, cel puțin două persoane. Dacă ei să ajunge să vă doriți voi în viitor să ajungeți aici, n-aveți cum decât să treceți prin toate etapele astea. Astea sunt etape de transformare, de reconstrucție. E frumos. Toate țin de final. Dar final, prin noiembrie, decembrie, eu știu când, da? Trebuie să începeți să vă vindecați. Aici poate prin perioada săgetătorului, da? Să începe să practicați lucrurile. Arată frumos. Acum, cu ce corespunde, cu cine rezonează cu această etalare. Vedem, vă spuneți. Aici, la capătul acestui set de cărți, un semn de pământ. Pentru unii. Vă dau o variantă. Pentru unii. Posibil un semn de pământ să țină la dumneavoastră. Pentru că am văzut magicianul să zic fecioară, iese 5 de monede, iar semn de pământ. Semn de pământ ar putea să fie și împăratul, da? Posibil. O persoană în semn de pământ să țină la dumneavoastră, la locul de muncă. Există totuși un 5 de spade. Poate vă ia apărarea într-o discuție? Eu așa simt că ar putea să vă ia apărarea. Și își dorește să vă ofere o chestie stabilă, o relație sau, în fine, un ajutor stabil. Chiar dacă vine încet. Poate vine încet din cauza că și voi sunteți semne fixe și... Oricum, ar vrea să mergeți, să avansați relația mai departe către Regina de Bâte. Regina de Bâte poate să fie... Puteți să fiți voi. Persoana pasională pe care o văd ei și către care își doresc să vină. Acum, dacă primiți... Ar trebui să fie făcută o etalare personală, să vedem ce primiți și cum primiți. Mai există o altă variantă, că sunt multe. Aveți probleme financiare, mai ales dacă vă despărți și adoptați ruptura, reconstrucția. Aveți și 5 de monede. Unii, probabil că majoritatea, veți trece printr-o perioadă de... Sau sunteți deja într-o perioadă de probleme financiare. Poate din acest motiv tot ați
îngăduit această stare, dar e cazul să renunțați. Aveți probleme financiare și înainte de asta, sau mai presus de asta, e 4. 4 înseamnă, e un semn fix. Voi sunteți semne fixe. Poate să fie și un taur, dar nu contează asta. Eu zic că sunteți voi cu probleme financiare și vă este greu să ieșiți din niște șabloane, că doar aveți aici șabloane și responsabilități. Pentru că aveți probleme cu banii. Dar trebuie să munciți, adică să depuneți mai mult efort. E 4 și 8, adică se dublează. Mă gândesc că ar fi frumos. N-aveți cum să ieșiți din 4, să dublați banii decât sfătuiți de un alt 4, de un împărat. Oricum, munciți. Munciți, aveți argumente poate cu această persoană, cu regina de spade. Poate vi se pare că nu vă înțelege și vă spuneți anumite cuvinte, dar s-ar putea totuși să vă fie de ajutor. Încercați să nu fiți emoționali. Și apoi cavalerul de monede. Munciți. Ca să demarați un proiect, mai ales dacă vă reconstruiți. Să demarați un proiect, reconstrucția voastră, dar se face pas cu pas. Trecând peste faptul că ar putea să fie o persoană, cavalerul de monede înseamnă că voi, teoretic, mai ales în acest proces de transformare, de reconstrucție, de ce o fi el, trebuie să luați lucrurile ordonat. Ordonat. Să studiați bine problema, da? Și să faceți pași mici și siguri. Știu, sună ciudat, pentru că aveți un 5 de monede. Că aveți un 7 de cupe, există o confuzie, dar astea sunt sfaturi, energii pe care trebuie să le preluați. Ca să puteți să mergeți mai departe și să deveniți regina de bâte pe care o așteaptă regele de bâte. Orice zodie ar fi. Să puteți deveni, să puteți crește în primul rând, da? De la 7 de bâte, care sunt slujbași, sunt pioni, da? De la 10 de bâte să vă ridicați. Ce înseamnă asta? Să treceți și de experiența asta și să preluați lucrurile cele mai bune. Și asta e. Asta înseamnă evoluție. Cineva vă așteaptă să vă transformați. Cineva, dar nu puteți să stați lângă un rege, chiar dacă e femeie, da? Chiar dacă e bărbat, în postura asta. Îmi pare rău. Cine își închipui chestia asta sau în postura asta, greșește. Din acest motiv sunteți chemați să rupeți, eventual, cu trecutul, să renunțați la ceva ce nu vă priește. Sper că e clar. Pentru mine e clar, nu știu pentru voi. Da? Pentru că eu sunt adepta transformărilor. Acum să vă arăt mesajul de la înger, care e foarte important. Foarte important. Au vrut să vină două. Puteți să le luați separat sau împreună. Iar am vorbit mult și cred că am vorbit cam răzdat și voi vă dați viteză ca să auziți mai repede. Practicați compasiunea, da? 15. 15 e aproape de lună plină, da? Pe 13. Probabil că trebuie să vă schimbați, da? Practicați compasiunea și în primul rând față de voi. Față de voi, să vă fie un pic milă și să vă înțelege situația. Și ce înseamnă asta? Să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Dacă cineva v-a epuizat, v-a îngreunat viața, misiunea de până acum, încercați să nu țineți ranchiună, pentru că au tendința scorpionii uneori, bine, depinde și de planetă, dar există tendința asta. Încercați să nu țineți ranchiună, să înțelegeți că astea, atât a fost nivelul acelei persoane,
Important este să îi iertați și pe ei, să vă iertați și pe voi și să mergeți mai departe, către împărat, către regine, către regi, da, să evoluați, să schimbați turnul și să vă temperați, să vă echilibrați, să vă vindecați energetic, pentru că dacă nu vă vindecați energetic de vechea relație, și vindecare înseamnă și compasiune și iertare, deci dacă nu vă vindecați, nu puteți să manifestați ce? O romanță, romanța plutește în aer. Depinde de voi dacă vreți să luați asul de bâte. Asul de bâte. Cineva vrea să vă ofere acest as de bâte. Asul de cupe. Că e pasiune, că e relație emoțională. E, dar depinde de voi. Există acest potențial. Dar n-aveți cum să vă bucurați de această romanță dacă voi sunteți în stadiul ăsta. Da? Sau mai rău, măcar aici sunteți obosiți și nu reacționați, sunteți concentrați pe responsabilități. Aici sunteți foarte combativi, reactivi. Da? Poate chiar ajunge să fiți și certăreți, să vă lase nervii. Da? Plutește romanța în aer. Al doilea mesaj, sau poate să fie continuarea acestuia, este dragostea. Este peste tot în jurul vostru. V-am arătat, sunt oameni care vor să vă ajute. Că o fi regele diferit de împărat. Voi știți. Că o fi magicianul diferit de regina de spade. Voi știți. Nu pot să dau atâtea, să scot atâtea cărți și să vă dau 11.000 de variante pentru toți. Cât se poate. Ideea este că sunt oameni care vor să vă ajute. Doar acceptați ajutorul. Știu că uneori și mie mi-e greu să accept ajutorul pe care l-aș putea primi de la unii din jurul meu. Dar se poate să lăsăm la, nu știu, din ego-ul nostru sau din neîncrederea față de oameni. Dragostea este peste tot în jurul nostru. Trebuie doar să o vedeți. Dar, repet, dacă vă uitați la bâte, nu mai vedeți dragostea, nici romanța. Vorbiți limbajul dragostei. Bucurați-vă lângă cineva care încearcă să vă protejeze. Și regele de bâte, dați înapoi să-l vedeți, vrea să vă protejeze, zic eu, și împăratul. Chiar dacă poate nu arată, poate voi trebuie să le arătați. În primul rând, și apoi se va deschide și împăratul, dacă pentru unii dintre voi împăratul e altă persoană care are nevoie de aceste gesturi. Însă, vorbiți limbajul dragostei, 35. 15-16, dacă practicați compasiunea față de voi, am eu așa și față de persoanele din trecut să iertați, începe să vedeți, să înțelegeți experiențele prin care ați trecut și să vedeți că dragostea este în jurul vostru. 53, wow! Iubiți-vă! Iubiți ceea ce sunteți! Iubiți ceea ce sunteți. Am vorbit mult, asta e. Vă pup numai bine. Pa!